În acest episod veți vedea că profeția Bibliei din Daniel 2 prezice cronologia ascensiunii și căderii împărățiilor lumii. Veți înțelege care au fost originile luptei dintre Isus și Satana. Prezice oare Biblia un singur guvern mondial? Vorbește Dumnezeu prin vise? A făcut acest lucru prin Împăratul Nebucarnețar și Daniel. Sunt Kemi Oetman și voi da răspunsuri la aceste întrebări, dar și la altele, chiar acum, la programul Să înțelegem Profețiile Bibliei. Nu uitați să vă abonați, apoi să dați click pe clopoțelul de notificare ca să nu pierdeți niciuna dintre următoarele prezentări. Haosul escaladează în întreaga lume. Astăzi au existat informații despre un trăgător. Disensiuni referitoare la politică și la pandemia globală care se răspândesc pe tot globul. Parcă ar fi sfârșitul lumii. Ne îndreptăm oare spre o nouă ordine mondială? La ce ne putem aștepta în curând? Alăturați-vă prezentatoarea internaționale Kemi Oetman Într-o călătorie pentru a descoperi adevărul biblic și a dezvălui răspunsuri cheie la întrebările din Biblie cu care vă confruntați. În lui Chem în jurul lumii a fost martoră la minuni incredibile în timp ce era pusă în față în față cu situații de viață și de moarte. Urmăriți alături de noi programul să înțelegem profețiile Bibliei care vor evidenția îndrumările pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a naviga cu succes prin ceea ce ne așteaptă. Împreună vom înțelege cum profeția biblică se împlinește cu mai mare repeziciune ca oricând și cum putem avea speranță pentru viitor. Bine ați venit la seria Să înțelegem profețiile Bibliei. Sunt Kemi Oetman, sunt vicepreședinte a rețelei Radio Adventist Mondial și o parte esențială a lucrării mele o constituie documentarea miracolelor divine. Astfel călătoresc în locuri îndepărtate ale lumii ca să filmez relatări miraculoase ale puterii lui Isus, cum ar fi cea din zona demilitarizată de la granița cu Corea de Nord sau întâlnirea față în față cu grupuri rebele teroriste din Filipine sau vizitarea prizonierilor condamnați la moarte în Zambia. Dumnezeu a prezis că va face lucruri mari în noastre și așa este. Abia aștept să vă povestesc în fiecare ocazie întâmplări miraculoase, formidabile, pe care le-am documentat personal. Sper să nu pierdeți niciuna dintre ele. În următoarele 14 ocazii voi prezenta aspecte biblice care vor fi captivante și uluitoare. Aceste informații mi-au schimbat profund direcția vieții de la urmărirea țintelor lumești la cea a aspirațiilor cerești. Dumnezeu mi-a pus în inimă dorința de a prezenta cuvântul Său. Eu cred în Sfânta Scriptură pentru că prezicerile profetice ale Lui Dumnezeu sau pe scurt profețiile sunt adevărate. Vă invit să începem. Dacă aveți întrebări, în orice moment puteți da click pe linkul de mai jos și întrebările pe care le aveți vor primi răspuns biblic. Dacă aveți o cerere de rugăciune, dați click pe linkul de mai jos și echipa noastră se va ruga pentru dumneavoastră și pentru cererea specială pe care ne-o adresați. În ocazia aceasta vom începe prin a descoperi un adevăr. Profețiile biblice sunt adevărate sau sunt simple fabulații? Cheia pentru dezvoluirea profețiilor biblice este să lăsăm Biblia să vorbească ea însăși. Motoul acestei serii este, dacă stă scris în Biblie, cred. Dacă însă e ceva ce contrazice Biblia, nu este pentru mine. Poate vă întrebați care sunt beneficiile acestor prezentări, de ce ar conta pentru mine, de ce m-ar interesa. Aceste informații biblice vor da un sens vieții dumneavoastră și o direcție pentru ceea ce se întâmplă în lume acum. Biblia ne oferă date despre cronologia lumii, de la începuturi și până la modul cum se va încheia. Oamenii trebuie să fie avertizați cu privire la evenimentele finale care sunt pe punctul de a avea loc pe pământ. Trebuie să luăm aminte la multele curse ale lui Satana care ne înșală și ne depărtează de la adevărurile lui Dumnezeu descoperite în Biblie. Noi trebuie să înțelegem conflictul dintre Dumnezeu și Satana, pentru că ambele puteri solicită închinare din partea noastră. Cu toată nesiguranța din lumea de acum, unde putem găsi un răspuns autentic? Isus, Fiul lui Dumnezeu, ne avertizează și ne descoperă în Cuvântul Său, în Biblie, ce trebuie să cunoaștem. Fiecare subiect biblic va fi bazat pe cel anterior și apoi se va extinde. Așadar, nu pierdeți nicio ocazie. Aceste subiecte oferă diferite perspective despre cine este cu adevărat Isus și care sunt învățăturile Lui pentru ca să putem păși pe urmele sale. La sfârșitul prezentărilor veți cunoaște din Biblie răspunsurile la întrebări precum. Cine este fiara din Apocalipsa 13? Care este semnul fiarei? Există într-adevăr numărul 666 în Biblie? Cum este descris sigiliul Viului Dumnezeu? Știați că Biblia spune că trebuie să primiți sigiliul pentru a ajunge în ceruri? Vom afla ce reprezintă Babilonul și cum putem să ne asigurăm că nu facem parte din el. Ce spune Biblia că se întâmplă atunci când mori? S-ar putea să vă surprindă. Știați că Dumnezeu descrie caracteristicile poporului său din zilele sfârșitului, rămășița sau biserica sa din Apocalipsa? Ce spune Apocalipsa că se întâmplă în timpul mileniului? Știați că puteți alege unde veți fi în timpul acestor o mie de ani? Dacă Dumnezeu este iubitor, chiar îi va arde pe oameni în chinuri veșnice? Vom vedea ce are de spus Biblia despre iad. Diferă mult de ceea ce cred oamenii. Cum descrie Biblia a doua venire a lui Isus? Isus a oferit detalii clare ca să nu fim înșelați de Hristoși mincinoși. Biblia oferă perspective incredibile despre lupta invizibilă din jurul nostru. Dragi prieteni, vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru ceresc, împărat al Universului și împărat al inimilor noastre, Doamne, te rog să mă eliberezi de mine însă și să mă umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. Punem pe buze doar cuvintele Tale și înconjoară cu îngerii Tăi Sfinți în timp ce studiem acum cuvântul Tău. În numele scump și puternic al Lui Isus, Amin. Așadar, prieteni, cum vă vedeți în această lume invizibilă, în această bătălie care se dă pentru planeta Pământ? Care e locul dumneavoastră în subiectul acestei prezentări, profeția? Vom începe prin a descoperi adevărul despre împlinirea prezicerilor biblice și de ce ar trebui să ne intereseze. Pentru că, indiferent de vârstă, de gen sau de locul în care vă aflați pe această planetă, vă situați chiar în centrul acestei profeții, indiferent dacă vreți sau nu. Să vedem cum am intrat în această criză. Lumea noastră, Planeta Pământ, rasa umană, este un teatru de război. Intenția inamicului este de a răpi fiecare inimă, a dumneavoastră și a mea, și de a o face zona sa de acțiune. Scriptura îl numește pe acest inamic Satana, care este hotărât să înfrângă rasa umană. El va minți, va înșela și va fura pentru a ne câștiga substăpânirea și controlul său. Dar cum am ajuns aici? Înțelegerea contextului istoric ne va ajuta să deosebim mai ușor adevărul de minciună. Relatarea de proporții uriașe despre acest înger trebuie spusă și înțeleasă. Este vorba despre o luptă și o eliberare cosmică. Totul a început în Univers, într-un loc numit Ceruri, locuința lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc. La Dumnezeu, totul este dragoste. Subiectul dragostei este prezent în întreaga Biblie. Una dintre cele din tâi doveze ale dragostei lui Dumnezeu este că El ne-a creat cu libertatea de alegere. Trebuie să fi fost ocazie în care Dumnezeu a explicat îngerilor însemnătatea libertății de alegere. Probabil Dumnezeu le-a spus, vreau să vă spun ceva foarte important. Se numește libertate. La început, înainte de a crea prima viață, a trebuit să iau o decizie. Să vă dau oare libertate sau să vă țin sub control voința? Dacă aș fi exercitat controlul, v-aș fi dobândit ascultarea. însă v-aș fi răpit libertatea de alegere, cel mai prețios dar pe care vi-l pot oferi. Cel mai prețios dar pe care voi mi-l puteți oferi este dragostea voastră spontană, de care altfel aș fi fost lipsit. De aceea v-am dat libertatea de alegere. Exista însă posibilitatea ca într-un viitor totul să se întoarcă spre rău. Totuși mi-am asumat riscul de a fi iubit de voi în mod deliberat. Vă cum știți, prieteni, ceva foarte rău s-a întâmplat. Un înger de rang înalt, numit Lucifer, și-a părăsit locul din prezența lui Dumnezeu Tatăl pentru a stârni necazuri printre îngeri. Lucifer s-a îngânfat datorită poziției, talentelor și frumuseții lui. Mândria a crescut în inima lui și a devenit invidios. Voia să fie ca Dumnezeu și nu doar un slujitor al lui Dumnezeu. Să citim multele afirmații folosind cuvântul eu, eu, eu pe care el le face în Isaia 14 cu 12 la 14 cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Tu, ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Satana a dorit să fie Dumnezeu, să-l detroneze pe Dumnezeu și să guverneze el însuși Universul. Părea că dorește să-l venereze pe Dumnezeu, însă și-a ascuns adevăratele intenții. A mințit, spunând îngerilor că înțelepciunea lor era suficientă, că nu aveau nevoie de legea lui Dumnezeu care le arată cum să trăiască. Ca urmare, unii îngeri au început să se îndoiască. Iar Lucifer a contestat că Isus, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să deține controlul Universului. Lucifer a tânjit să fie egal cu Isus. Apocalipsa 12 cu versetul 7 redă acest lucru. Și în cer s-a făcut un război. O treime dintre îngerile lui Dumnezeu s-au atașat rebeliunii lui Lucifer și au luptat violent. Războiul s-a extins în tot universul. În final, Lucifer și îngerii căzuți au fost aruncați din cer. Astfel, Lucifer și îngerii lui înșelați s-au trezit pe o planetă mică, un teritoriu numit Pământ. De la începutul acestei mari lupte dintre bine și rău, Scriptura ne-a promis un luptător. Numele acestuia a fost Isus, Fiul lui Dumnezeu. El ne iubește atât de mult încât a întocmit dinainte un plan de salvare. Din geneza până în Apocalipsa, mesajul central ne arată că planeta Pământ este scena conflictului. Dumnezeu ne dorește pentru sine, dar și Satana ne vrea. Noi, ființele umane, trebuie să înțelegem această luptă înverșunată a forțelor nevăzute care se desfășoară pe planeta noastră. Este o chestiune de viață și de moarte, prieteni. În primul text din Biblie este vorba despre teritorii. Geneza 1 cu 1 afirmă: La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. El a stabilit două spații, două teritorii. Unul, cerurile, iar al doilea, pământul. Dumnezeu a spus în Geneza 1 cu 26, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, iar el să stăpânească pe pământ. Ce înseamnă stăpânirea? A avea dreptul de a conduce, puterea de a controla, autoritatea de a guverna. E un teritoriu unde este responsabil un lider. În Geneza 1, cu versetul 28, ni se spune, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu le-a spus că întreg pământul era sub stăpânirea lor, era locuința lor. Însă, în grădina Edenului, era permis și un alt spațiu de stăpânire, un mic teritoriu inamic, numit pomul cunoștinței binelui și răului. În Geneza 2, cu 17, Dumnezeu i-a avertizat, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Acest pom le amintea lui Adam și Evei de libertatea lor, de a alege să-L asculte pe Dumnezeu sau să nu-L asculte. Satana i s-a permis să se așeze în pomul cunoștinței binelui și răului, dar nu i s-a permis să hoinerească liber oriunde în grădina Eden. Nu. Acest singur pom a fost parcela lui și aici a fixat teritoriul. Desigur, scopul lui Satana a fost să-și extinde teritoriul, nu-i așa? A sperat că Adam și Eva se vor apropia de spațiul său în grădina. Dorea să-și răspândească ideile de guvernare contrare lui Dumnezeu. Tot ce avea de făcut era să minte despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu și să influențeze perspectiva umană cu privire la Dumnezeu, la fel cum a făcut-o și cu îngerii. Deja din primele capitole ale Bibliei, în Geneza 1, 2 și 3, veți observa existența unui conflict. Exista o dispută. Ceva lipsea. Satana s-a deghizat într-un șarpe viclean și a demenit-o pe Eva cu frumusețea lui. El a ispitit-o printr-o minciună despre fructul magic care o putea face să fie ca Dumnezeu. Prin căderea în această înșelăciune, Adam și Eva, prin voință liberă, au transferat șarpelui stăpânirea asupra pământului, care le fusese încredințată lor de către Dumnezeu. Satana nu putea să forțeze liberul albitru. El a trebuit să-i convingă verbal să schimbe imaginea lor despre Dumnezeu, să le câștige libertatea de alegere de partea lui. În timp ce a influențat gândirea Evei cu minciuni pentru a pune la îndoială caracterul lui Dumnezeu, el a crezut că a câștigat. Încă de la început, Satana i-a mințit pe oameni și a semănat îndoială față de caracterul lui Dumnezeu. Un alta cea mai puternică a lui Satana a fost de a vinde o idee. Ezechiel 28 cu 16 ne spune: Prin mărimea negoțului tău ai păcătuit. Negoț face referire la înșelăciune. Lucifer nu a făcut negoți cu obiecte și mărunțișuri. El a făcut marketing pentru o iluzie, că Eva ar putea deveni ca Dumnezeu. Satana a vândut idei, iar Eva a cumpărat ideile lui. Scriptura ne spune că Adam n-a fost convins de aceste idei, însă era convins că o iubea pe Eva. Din nefericire, a urmat-o pe ea în loc să-L urmeze pe Dumnezeu. Un alt pasaj biblic care arată că pământul este un teritoriu căzut sub controlul vrășmașului se află în Luca 4, 6, unde satana l-a ispitit pe Isus în pustie. Diavolul i-a zis lui Isus: Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Acest text ne dezvăluie fundalul istoric. Satana s-a referit la o situație care a avut loc în trecut, când cineva i-a dat stăpânire. Observați că Isus nu a contestat că Satana are ce să-i ofere. Isus nu a zis, stai puțin, Satanu, pământul nu-ți aparține. Nu. Isus știa că Adam și Eva i-au transferat lui Satana stăpânirea asupra pământului pe care Dumnezeu le-o încredințase. Acum Satana avea dreptul de a face această solicitare să privim la următoarele pasaje unde Isus și Pavel au recunoscut poziția dușmanului. În Ioan 12, cu 31, Isus a spus, Acum stăpânitorul sau prințul lumii acesteia va fi aruncat afară. Isus făcea referire la faptul că El era pe punctul de a înfrânge dușmanul, pe satana. Isus îl numește pe satana stăpânitorul acestei lumi. În 2 Corinteni 4 cu 4, Apostolul Pavel îl numește pe satana Dumnezeul veacului acestuia, care a orbit mințile necredincioșilor. Acum, satana este Dumnezeul veacului acestuia. În Efesen 2 cu 2, satana este numit Domnul Puterii Văzduhului. Asta nu înseamnă că diavolul deține sursa de oxigen, ci înseamnă că el este stăpân pe atmosfera morală sau pe cultura acestui pământ. În 1 Ioan 5 cu 19 scrie că toată lumea zace în cel rău, sub influența celui rău. Vedeți imaginea pe care Biblia o descrie aici? Cultura noastră e influențată de opinia publică a vremii. Moravurile societății cuprind pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Acestea sunt principiile lui satana, nu ale lui Dumnezeu, după care se orientează întreaga lume, Iată o privire interesantă asupra războiului nevăzut. Iov 1 cu 1 spune, Era în țara Uți un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. După câteva versete în Iov 1 cu 6 se spune că fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Acest text indică organizare. E vorba de un timp și un anumit loc. Domnul a convocat o întâlnire. Fiii Dumnezeu au venit din diferitele lor teritorii unde locuiau în univers. În Efeseni, Pavel i-a numit pe fiii lui Dumnezeu căpetenii, domn și stăpânitor, ceea ce înseamnă conducători și autorități din universul ceresc. Așadar, diavolul s-a furișat în Consiliul Ceresc. Observați că în Iov 1 cu 7, Dumnezeu l-a întrebat pe satana, de unde vii? Dumnezeu nu l-a întrebat, ce face aici? Nici nu i-a spus, pleacă de aici. Dumnezeu l-a întrebat pe satana despre locul de unde vine. Ce drept ai să fii aici? Pe cine reprezinți? De unde vii? Diavolul s-a lăudat cu un gânfare, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Aici putem vedea că Satana pretinde stăpânirea asupra Pământului și asupra noastră, ca teritoriu al său în Univers. Satana susține am dreptul de a lua parte la această întâlnire dacă toți conducătorii altor lumi pot să participe și eu pot să reprezint planeta care mi aparține. Iată cum îi răspunde Dumnezeu în versetul 8. Este ca și când ar fi întrebat, Satana, crezi că tu reprezinți Pământul? Ai văzut pe robul meu Iov? El nu urmează felul tău de gândire și de viețuire? Pe scurt, chiar aici, Dumnezeu a contestat legitimitatea afirmației lui Satana. Satana intensifică dialogul în versetul 9, susținând, de fapt, evident că Iov te onorează, tu te îngrijești de toate nevoile lui, bineînțeles că te urmează, pentru că l-ai binecuvântat cu toate darurile tale. Îmi place că în versetul 8, Dumnezeu arată spre o ființă umană și spune Am și eu o prezență pe pământ. Am pe cineva care mă reprezintă și reprezintă principiile împărăției mele pe pământ. Satana, nu vom renunța la marea luptă. Nu vom renunța la pământ în favoarea ta. Nu. Încă mai am câțiva oameni credincioși pe pământ care aleg să mă urmeze pe deplin. Iar Iov este unul dintre ei. Iov este al meu. În Iov cu 10 Satana acuză. Nu l-ai împrejmuit tu pe el, casa lui și tot ceea ce are cu ocrotirea ta? Tu ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și toate turmele lui i s-au înmulțit în țară. Dar în ce a constat împrejmuirea lui Iov? A fost oare ca și îngrădirea unei grădini? Nu. Răspunsul se află în Psalmii 34 cu 7, unul dintre textele mele favorite, unde citim că Îngerul Domnului își așează tabăra împrejurul celor ce se tem de Domnul și îl onorează și îi salvează. Această împrejmuire este protecția îngerească a lui Dumnezeu, îngerii săi împrejurul urmașilor credincioși. Satana îi spune lui Dumnezeu, dar ia întindeți mâna acum și atingete de tot ce are și vei vedea că te va blestema în față. De ce a fost Iov ocrotit de îngerii protectori? Iov a știut secretul, prieteni. Omul trebuie să ceară protecția divină pentru a fi ocrotit de Dumnezeu. Trebuie să existe un efort de cooperare între divin și uman. Gândiți-vă la rugăciune ca la un act de război. Vă chemați în ajutor trupele. Acestea sunt regulile angajamentului din univers conform cărora trebuie să trăim. Trebuie să cerem protecție pentru ca să o obținem. În Iov 1 cu 11, satana a spus în jocură. Așteaptă și vei vedea. Iov te va blestema în față. Gândiți-vă la această situație serioasă. Dacă Iov ar fi blestemat pe Dumnezeu, nu ar mai fi putut beneficia de protecția sa. Iov s-ar fi plasat pe teritoriul lui satana. Însă Iov continuă să spună, binecuvântat să fie numele Domnului și a rămas omul lui Dumnezeu. Astfel de lupte au loc frecvent. Satana aduce nenorocire asupra oamenilor și, în loc să-l laude pe Dumnezeu, ei îl blestemă. O, oh, dacă oamenii ar realiza că astfel pierd asigurarea prezenței lui Dumnezeu. Singura soluție a păcătosului împotriva diavolului este rugăciunea. Rugăciunea reprezintă un act de război. Totuși, surprinzător, cei mai mulți oameni uită să se roage și aceasta îi dă lui Satana un avantaj în viețile lor. Dar fiți atenți, avem o veste bună. În Geneza 3 cu 15 ni se face o prezicere, o profeție. Dumnezeu ne promite o cale de ieșire, ne promite un salvator, ni s-a promis un luptător. Dumnezeu a vorbit lui Satana în auzul lui Adam și Evei și a zis astfel. Vrășmășie voi pune ceea ce a indicat dușmănie, conflict între tine, diavolul și femeie între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. În acest context, Dumnezeu salvează femeia, ceea ce vom vedea mai târziu că în scriptură simbolizează Biserica. Însă Dumnezeu l-a avertizat pe diavol. Ascultă, tu ai răpit pământul de la Adam și Eva, dar voi trimite pe cineva care se va naște dintr-o femeie. Și când acel copil se va naște, el va deveni un luptător. El va lupta împotriva ta și îți va zdrobi capul. Și tu doar îl vei răni. Bineînțeles, satan a urmat să se opună acestei prognoze, acestei preziceri. Puteți să vă imaginați cum diavolul a început să se înspăimânte și să se întrebe, chiar așa? Astfel a început lupta. Aduceți-vă aminte că Satana a câștigat de partea sa a treia parte dintre îngerii din ceruri, apoi a câștigat de curând de partea sa pe Adam și pe Eva și i-a făcut să creadă minciunile lui. Când Dumnezeu l-a provocat la acest conflict, la o luptă, cum spune Geneza 3, Satana probabil s-a simțit destul de stăpân pe șansele lui de a câștiga. Însă Satana nu avea nicio idee despre ce urma să se întâmple. El a anticipat că va fi o luptă de forță însă felul în care Dumnezeu avea să câștige lupta a fost cu totul neașteptat. Satana nu avea cum să știe ce va urma. Lui Satana i s-a spus că urma să vină cineva care îi va zdrobi capul. Însă Domnul nu i-a spus, eu voi fi acela. Dumnezeu însuși urma să vină ca o ființă umană. Se dă o luptă între bine și rău pentru fiecare suflet. Asta înseamnă pentru dumneavoastră și pentru mine. Fie că vrem sau nu să recunoaștem, prieteni, noi trebuie să acceptăm că Biblia este valabilă și că putem avea încredere în ea. O întâmplare cheie din Biblie se află în Daniel, capitolul 2, unde împăratul Nebucadnețar are un vis. Aici, în cartea lui Daniel, Dumnezeu ne oferă o privire din interior ca să arate omenirii cronologia istorică a teritoriilor și împărățiilor pământești. Pentru ca să nu punem la îndoială cine este Dumnezeu. Pentru că El vorbește despre sfârșit încă de la început. Iată ce ne descoperă Dumnezeu despre Sine însuși în Isaia 48, versetele 9 și 10. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Ce minunat! Dumnezeu promite că El ne va spune cu mult timp înainte ce urmează să se întâmple de la începutul și până la sfârșitul timpului. Nu este nevoie să ghicim. Pentru noi, care este însemnătatea capitolului 2 din Daniel? Deși cartea lui Daniel a fost scrisă cu mii de ani în urmă, ea abundă în informații esențiale pentru zilele noastre. Dumnezeu a prezentat profetului Daniel împărățiile care urmau să modeleze istoria lumii. Această scurtă profeție este fundamentală și ne ajută să înțelegem profeții mult mai complexe din Daniel și Apocalipsa, care prezintă marea luptă dintre forțele binelui și ale răului. Așadar, să ne întoarcem în timp, cam cu 600 de ani înainte de Hristos, în cea mai mare cetate care a existat vreodată pe pământ, Babilonul. Să ne îndreptăm pașii într-un vechi palat împărătesc, făcut din aur curat. Este noapte și îl întâlnim pe împăratul Nebucarnețar răsucindu-se în patul său. Marele împărat a avut un vis buciumat. Dintr-o dată s-a trezit. Era foarte tulburat. Deși s-a întâmplat doar cu câteva momente mai înainte, împăratul nu și-a mai putut aminti visul. Știa doar că a fost extraordinar. Într-adevăr, a fost un vis profetic dat de Dumnezeu, prin care îi dezvăluia istoria următorilor 2500 de ani. Daniel 2, versetul 1 ne spune, În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul era agitat și foarte neucit. El a chemat înțelepții, magicienii, astrologii, vrăjitorii și haldeii la palatul lui Regal. Poate vă gândiți, ce primitiv! Iată un om care a avut un vis, dar de ce a chemat vrăjitori? pentru că așa procedau împărații din vechime. Vrăjitorii erau considerați sfătuitori înțelepți. Fiecare dintre aceste categorii avea o anumită funcție. Descântătorul făcea descântece. Vrăjitorul era un ocultist care folosea comunicări oculte pentru a ghici viitorul. Astrologul privea la stele ca să afle ce era de făcut. Dar este oare aceasta doar o tradiție antică? Sau este valabilă și astăzi? Oare președinții și prim-ministri folosesc acest sistem și astăzi? O, oh, da. Împăratul Nebucadnețar le-a cerut. Spuneți-mi ce am visat noaptea trecută și spuneți-mi și semnificația visului. Știu că a fost foarte important, dar nu pot să mi-l amintesc. Care este semnificația visului meu? Înțelepții au răspuns în Daniel 2 cu 4. Veșnic să trăiești împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui împăratul s-a supărat. El a zis, nu știu ce am visat. Înțelegeți? Dumnezeu a șters în mod misterios visul din mintea lui. În Daniel 2, versetul 9, împăratul a insistat. De aceea, spuneți în visul ca să știu dacă sunteți în stare să și tâlcuiți. Cu alte cuvinte, nu pretindeți că știți ceea ce nu știți de fapt. Voi ar trebui să cunoașteți viitorul. Acum dovediți-mi-o. Spuneți-mi ce am visat. În Daniel 2, versetul 10, Haldeii, clasa educată din acest grup cultivat, asemenea intelectualității din zilele noastre, au protestat și au spus, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. Și era adevărat, nu se afla nimeni pe pământ capabil să îndeplinească cerința împăratului. Dumnezeu a șters acest vis din mintea împăratului pentru a-i demasca pe toți acei informatori falși. Numai Dumnezeul Cerului putea descoperi ceea ce Împăratul a visat în atacul său. Numai Dumnezeul Cerului poate descoperi cu acuratețe și poate prezice viitorul. Vestea că Împăratul a ordonat să fie uciși toți înțelepții Împăratului a ajuns până la Daniel. Observați că Daniel nu era un vrăjitor, dar era unul dintre înțelepții Împăratului. Când a fost întrebat de ce ar trebui să fie ucis și el, Arioc, călăul, i-a împărtășit întâmplarea visului. Lui Daniel i s-a permis să meargă la împărat și a zis, împărate, dăm timp, lasă-mă să merg și să mă rog, să-l întreb pe Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Cerului îmi va descoperi visul pe care l-ai avut în atacul tău, iar eu voi reveni și îți voi explica tot ce ai visat. Astfel Daniel s-a rugat, iar Dumnezeu i-a descoperit visul și interpretarea lui. Văreți, prieteni, tainele lui Dumnezeu sunt explicate bărbaților și femeilor care se roagă. Astfel, Daniel 2 cu 23 spune: Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere. Apoi, Daniel s-a înfățișat în prezența Împăratului și a spus că, într-adevăr, nu exista niciun înțelept, niciun astrolog, niciun magician capabil să descopere însemnătatea visului. Iar Daniel 2 cu 28 spune: Dar este un Dumnezeu în ceruri care descoperă tainele și care face cunoscut Împăratului Nebucarnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Îmi place că Daniel nu-și asumă meritul. El a dat toată recunoștința lui Dumnezeu. Acest lucru este important. Există două sisteme religioase pe această planetă în momentul de față. Unul din aceste sisteme este centrat pe om, iar celălalt pe Dumnezeu. Aceasta este bătălia pentru fiecare suflet de pe această planetă. Veți fi surprinși să aflați cine apără astăzi o religie centrată pe om. Pe măsură ce continuăm cu prezentările, veți vedea singuri, dragi prieteni. Dar să revenim la Daniel. Capitolul 2, versetul 21 spune, Dumnezeu răstoarnă și pune pe împărați. Îmi place această afirmație. Subiectul are de-a face cu o relatare despre ascensiunea și declinul împărățiilor pe planetă. Această profeție ne duce înapoi în timp, începând cu zilele lui Daniel, continuând cu națiunile Babilonului, Medopersiei, Greciei și Romei, până la Imperiul divizat de astăzi al Europei. Daniel, capitolul 2 este pentru timpul nostru, prieteni. Așa a spus Dumnezeu, în zilele din urmă. Dumnezeu îi descoperă lui Daniel în versetul 31. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Apoi mai spune, capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierile picioarelor de fier, iar picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Apoi versetul 35. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul, semnifică război în Biblie, și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Daniel 2, versetele 36 la 38. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților. Tu ești capul de aur. Capul de aur a reprezentat Babilonul sau regatul lui Nebucadnețar. Împărăția sa a stăpânit lumea din 605 înainte de Hristos până în 539 înainte de Hristos. Nebucadnețar a stabilit una dintre cele mai fantastice și bogate împărății din întreaga lume. Împărăția lui era împodobită din belșug cu aur. Doar într-un singur templu, Nebucadnețar a folosit 18 tone de aur adică 18.000 de kilograme. Iar pentru împărăteasă a construit grădinile suspendate, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Este cert că aurul este un metal prețios, iar argintul este mai puțin prețios, dar mai dur. Fiecare regat a continuat filozofia învățăturilor create de omul din regatul anterior, devenind astfel tot mai brutale și mai puțin rafinate până la picioarele de fier. Nețar a crezut că a construit un regat care nu va fi nimicit niciodată. Întregul pământ zăcea prosternat la picioarele împărăției lui. Daniel a arătat spre împărat și a spus, împărăția ta va dispărea. Mândrul împărat a spus, niciodată. Deși inițial s-a smerit, mai târziu și-a împietrit inima și s-a gândit în sine. Babilonul va dăinui veșnic. Îl voi sfida pe regele regilor, Împărăția mea de aur nu va fi distrusă niciodată. Niciodată argintul nu-i va lua locul, nici bronzul, fierul sau lutul. Îmi voi construi o statuie de aur din cap până în picioare. Care a fost însemnătatea spuselor lui Nebucadnețar? El îl sfida pe Dumnezeul cerului. Prin atitudinea sa, de fapt, spunea, mă împotrivesc ție, Doamne, îmi voi înființa regatul și nu-l vei distruge. Este posibil să existe o putere și astăzi care susține același lucru? Este ea în opoziție cu împărăția lui Dumnezeu? Da. Vom vedea că așa este. Este o realitate tristă, dar adevărată. Rămâneți alături de noi. Nu vă îngrijorați, Dumnezeu are un plan de a ne salva. Profeția lui Daniel continuă. Daniel 2 cu 32 spune. Pieptul și brațele erau de argint. După Babilon urma să apară un alt regat. Mezii și perșii iau un frânt pe babilonieni. Nu trebuie să ghiciți sensul profeției. Puteți observați în Daniel 2, cu 39. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Profeția biblică a prezis că împărăția babiloniană nu va dăinui veșnic. O altă împărăție urma să vină. Istoria dezvăluie exact cum s-a întâmplat acest lucru. În Daniel capitolul 5, împăratul Belșațar, nepot al împăratului Nebucadnețar, a găzuit o petrecere cu băutură pentru o mie de domnei săi. Pe măsură ce vinul curgea și muzica se auzea, bărbați cu haine lungi țineau aproape de ei femei îmbrăcate luxos. În mijlocul desfrânării bețive a muzicii încântătoare și a imoralității seducătoare, Dumnezeu a întrerupt o spățul lui Belșațar. O mână stranie a scris pe perete aceste cuvinte: Mene, care înseamnă Dumnezeu ți-a numărat împărăția și a terminat-o. Tekel, ai fost cântărit în balanță și ai fost găsit prea ușor. Perez, Împărăția ta este împărțită și dată mezilor și perșilor. Interpretarea lui Daniel poate fi verificată cu orice carte bună de istorie despre Babilon. Cir, generalul armatelor țărilor aliate Media și Persia, a cucerit mândrul regat al Babilonului. Totuși, Daniel nu era singurul care a prezis acest lucru. De fapt, Dumnezeu l-a menționat pe Cir pe nume cu aproximativ 150 de ani în urmă, mai înainte de a se naște. Ce minunat! Să vedem această prezicere uimitoare scrisă de profetul Isaia în jurul anului 680 înainte de Hristos, în Isaia 45 cu 1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Iată exact ce s-a întâmplat prieteni. Soldații săi au săpat canale ca să devieze și să sece râul eufrat și au mărșăluit pe subzidurile Babilonului. Apoi au intrat prin porție deschise în cetate. Biblia nu este o carte obișnuită. Când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, noi deschidem cuvântul Dumnezeului celui viu. Profețiile Bibliei sunt veridice. Daniel 2, versetul 39 spune, Apoi o a treia împărăție a urmat, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Armatele lui Alexandru cel Mare aveau armura de bronz. Dacă ați merge la Muzeul Acropole astăzi, situat în Grecia, în Atena, v-ați da seama cât de potrivit este ca a treia națiune să fie reprezentată prin bronz. Acolo ați vedea armura pe care o purtau soldații antici. Cu toate tacticile avansate de război ale Greciei, Cuplate cu înțelepciunea lui Alexandru cel Mare și cu experiența sa militară, națiunea Greciei a reușit să cucerească lumea de atunci cu viteza fulgerului. El a deținut cel mai mare imperiu până la timpul acela. Până la 32 de ani, Alexandru cel Mare a realizat ceea ce altora le-a luat o întreagă viață. După ce a câștigat dominația asupra lumii la o vârstă timpurie, a ajuns curând pe patul de moarte. Se crede că a fost urmarea a conduite sale necumpătate, Babilonul, Medopersia, Grecia. Dar oare va conduce Grecia lumea pentru totdeauna? Daniel 2, versetul 40 ne spune, Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. Marele istoric englez, Edward Gibbon, deși nu era creștin și nu credea în Biblie, a scris în cartea Declinul și căderea Imperiului Roman. Imaginile de aur, argint sau aramă, care ar putea servi ca reprezentare a națiunilor și regilor lor, au fost distruse succesiv de Imperiul de Fier al Romei. Într-adevăr, așa s-a întâmplat. Roma a dominat lumea din 168 înainte de Hristos până în 476 după Hristos. Pe timpul Romei s-a născut copilul Isus, iar Iosif și Maria s-au refugiat de opresivul Imperiu Roman, fugind în Egipt. Isus a fost judecat de un guvernator roman și răstignit de soldați romani. Timp de peste 500 de ani, Roma părea de neînvins, ca una dintre cele mai mari imperii din lume. Dar ce a prezis Biblia? Daniel 2, versetul 41 spune: Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de ludeolar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Biblia nu a prezis un al cincilea imperiu care avea să se ridice după Roma. A prezis un imperiu divizat. Niciun alt imperiu mondial nu a urmat Romei. Picioarele de fier și de lut reprezintă diviziunile imperiului roman. Europa a fost împărțită precum a prezis profeția. Daniel 2, cu 43, declară: Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul după cum fierul nu se poate uni cu lutul. De-a lungul istoriei, regii Europei au încercat să unească Europa divizată prin căsătorii. Un exemplu celebru în acest sens a fost Napoleon, care a divorțat de soția sa Josephine și s-a căsătorit cu Luisa Austriei pentru a întări relațiile dintre țări și pentru a duce la îndeplinire planul său de a uni toată Europa. După cum a prezis profeția, planul său a eșuat complet. Pe lângă legarea prin căsătorie, exista o a doua cale prin care conducătorii politici au încercat să unească Europa. Ei au încercat să-și aducă la îndeplinire obiectivele prin conflicte militare și războaie. Carol al V-lea a dorit să unească Europa, dar a eșuat. Carol cel Mare a vrut să unească Europa, dar și el a eșuat. Napoleon a încercat să unească toată Europa, dar și el a eșuat. Napoleon a scris în jurnalul său o descriere a planurilor sale ambițioase. Va exista o singură Europa, va exista o singură monedă, va exista o singură limbă, va exista un singur guvern peste toată Europa. Dar când Napoleon a fost învins în bătălia de la Waterloo în iunie 1815, el a spus: Dumnezeule cel Atotputernic este prea mult pentru mine. Prieten, Biblia este precisă. Europa a fost împărțită. Carol al v Carol al cel Mare, Napoleon, Hitler, Stalin au vrut să fie lider mondial și toți au eșuat. Veniți vă la discursurile aprinse ale lui Hitler, care au influențat masele. Motoul său era un singur popor, un singur imperiu, un singur lider. Se pare că a pornit să-și îndeplinească obiectivul ambițios și să unească toată Europa. Forțele aliate au fost prinse în capcană. Înfrângerea părea sigură, dar remarcabil, Hitler a ordonat tancurilor sale să se oprească pentru aprovizionare. Ce au oprit tancurile lui Hitler? O profeție veche din Daniel, capitolul 2, declară că, din zilele Imperiului Roman, Europa nu va mai fi niciodată unită. Biblia prezice în Cartea Apocalipsei o ultimă încercare de a uni Europa, de data aceasta sub o uniune politico-religioasă. Se găsește în Apocalipsa 17, versetele 12 la 14. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Iată semnificația acestei profeții. Pentru o perioadă scurtă de timp, națiunile Europei și restul lumii vor intra într-o confederație politico-religioasă chiar înainte de revenirea lui Isus. Observați cum Apocalipsa descrie această uniune temporară. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Iată o prezicere că timp de o oră, o perioadă scurtă de timp, națiunile Europei se vor uni. Sunt ele oare unite? Există astăzi încercări pentru unirea Europei, pentru unirea întregii lumi? Drapelul, care este un simbol al pieței comune europene, are scris pe el multe voci un singur popor. Euro este rezultatul unui efort care caută să stabilească o monedă comună pentru Europa. Apocalipsa ne spune că va fi o ultimă încercare de a uni popoarele pentru a pregăti drumul fiarei care li se alătură religios și politic sub un singur sistem. Când sunt conflicte și războaie la nivel mondial, combinate cu foame, de ciume și crize economice, ideea aceasta va fi prezentată atât de dulce. O lume unită, o societate unită. Toți vom deveni una. Dar Biblia spune că toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul care este Isus, dar mielul îi va birui. Motivul pentru care nu suntem interesați de un regat pământesc este pentru că Isus ne-a promis unul ceresc. Această profeție din Apocalipsa 17 spune, pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și cei ce sunt cu El sunt aleși, chemați și credincioși. Istoria s-a derulat după profeția din Daniel, capitolul 2, ca un plan și va continua să facă acest lucru. Cursul politic al acestei planete nu este întâmplător. Evenimentele care se petrec în lume chiar în acest moment sunt un semn că Isus, regele regilor, va reveni în curând. Întoarcerea lui este singura speranță pentru o planetă care stă pe picioarele de fier și lut, gata să se sfarăme. Profeția despre chipul din Daniel și profețiile Apocalipsei ne îndreaptă privirile spre alte vremuri. Daniel 2 cu 34 ne spune, Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Versetul 44. Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi niciodată nimicită. Așadar, ce reprezintă piatra care zdrobește chipul? Este stânca veacurilor, regele Isus. Nu putem avea încredere în împărățiile pământești care se ridică și apoi cad, care sunt temporare și iluzori. Dar ne putem pune încrederea în împărăția lui Dumnezeu care nu va cădea niciodată. Ne aflăm într-un război cosmic, iar salvarea noastră este iminentă. Împărăția supranaturală a lui Hristos va veni și va zdrobi toate împărățiile acestei lumi. Apocalipsa 11 cu 15 ne spune, și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului nostru și El va împărăți în vecii vecilor. Marea speranță a inimii umane este pentru pace și siguranță tânjim după o societate stabilă în care să ne putem crește copiii fără teama de război, sărăcie și boli devastatoare. Vrem un viitor plin de speranță, fără frică. Chipul din Daniel 2 mă face să mă gândesc la o poveste despre Freddy, pe care echipa mea de la Radio Adventist Mondial a filmat-o în Africa de Sud. Freddy a crescut într-un cămin foarte religios. Tatăl său era preot, dar lui nu-i păsa de asta. Apoi, ca adult, a ignorat tot ce avea legătură cu Dumnezeu. Până într-o zi, când a fost înștiințat printr-un telefon că sora lui fusese ucisă. Mânia lui Freddy s-a schimbat în furie și deznădejde și a înnecat problemele în alcool. În cele din urmă, comportamentul său autodestructiv a progresat spre gânduri de sinucidere. Ar fi băut toată ziua, apoi noaptea, în mod intenționat, se culca pe o șosea aglomerată, sperând să fie călcat de mașină. Din fericire, poliția sau prietenii săi îl duceau întotdeauna în siguranță acasă. Când se trezea în sfârșit și ieșea din beția lui, nu-și mai amintea cum ajunsese acasă. Într-unul dintre aceste momente, Dumnezeu i-a atras atenția lui Freddy. Într-o noapte a auzit o voce care a spus, Cine sunt eu? Și el a răspuns, Nu știu. Dumnezeu a spus, Gândește-te bine, dragostea este o iertare nesfârșită. Ceea ce este interesant este că Freddy a aflat de ultimul mesaj al surorii sale de pe Facebook care spunea exact același lucru. Duhul Sfânt l-a îndemnat să-și deschidă Biblia, iar Freddy s-a întrebat dacă Isus putea să-i umple inima lui goală. Freddy s-a luptat să afle cum putea ști sigur că putea avea încredere în ceea ce spunea sora lui. Oare putea ea să știe ce spune Biblia și ce era adevărat, că nu era doar un bas pe care l-a inventat cineva? În timpul studiilor sale, a devenit fascinat de profețiile din Daniel și Apocalipsa. A fost intrigat de felul în care istoria susținea ascensiunea și căderea împărățiilor, la fel cum a prezis Daniel 2, și chiar la timp, în ordinea prezisă. Freddy s-a convins că putea să creadă ce învață Biblia. Ca urmare, s-a hotărât să învețe și pe alții despre Biblie, începând cu Daniel 2, care dovedește că Biblia este autentică și credibilă, fiind în armonie cu istoria, pentru că istoria nu poate fi negată. Trăim într-o lume ruinată acum, care nu ne poate oferi niciun răspuns, prieteni. Dar Biblia ne oferă. Așa cum am văzut, trăim în timpul degetelor de la picioare ale marelui chip despre care tocmai am studiat. Știm că nu mai este mult până când piatra desprinsă fără vreo mână omenească va cădea și va dobori chipul, distrugând pentru totdeauna puterile pământești. Isus va veni să-și întemeze împărăția, iar eu îmi doresc mult să fiu acolo, dar dumneavoastră, Până atunci, deși totul în lumea aceasta este pe dos, îți mulțumim, Doamne, că ai îngrijat această lume distrusă. Nimic de pe acest pământ nu-l poate lua pe Isus prin surprindere. El se îngrijește de toate și ne spune să nu ne temem. Trebuie doar să ne încredem în El. Sunteți dispuși și dumneavoastră să credeți în această ocazie că există un Dumnezeu în ceruri, care este Regele și Mântuitorul nostru, un Dumnezeu care ne iubește atât de mult încât el ne-a prezentat o succesiune rapidă în Daniel 2 cu privire la cum urma să se desfășoare istoria Pământului. S-a întâmplat exact așa cum a prezis el. Dumnezeu nu ne surprinde nici nu ne ascunde viitorul. El este clar și nu se schimbă niciodată. Ne putem baza pe fiecare cuvânt al său. Isus își întinde mâna către fiecare. El vă invită să-L primiți în inima dumneavoastră. Vă invit să faceți astăzi o alegere, să-L cunoașteți în mod serios pe Dumnezeu și împărăția Sa. Prieteni, vreți să-i permiteți acum lui Dumnezeu să considere inima și mintea dumneavoastră ca fiind teritoriul Său? Dacă răspunsul dumneavoastră este da, faceți click pe linkul de mai jos și echipa noastră se va ruga pentru dumneavoastră. Înainte de a încheia, să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, Tu ești un Dumnezeu plin de măreție, care are puterea de a ridica împărății și de a răsturna împărați. Îți mulțumim pentru că ne-ai spus dinainte cum ne vei proteja și cum ne vei purta de grijă. Avem încredere în Tine, în numele scump și puternic al Lui Sus. Amin. Dragi prieteni, mi-ar plăcea să reveniți la următoarea prezentare când vom avea un studiu special despre semnele care urmează să se întâmple chiar înainte de revenirea lui Isus. Vorbește oare Biblia de COVID-19? Nu pierdeți următorul nostru subiect, semnele. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne avertizează din timp, nu pentru a ne speria, ci pentru a ne înștiința. Alegeți calea lui Dumnezeu pe curând, dragi prieteni. Vă mulțumim pentru participare! Dacă doriți să aflați mai multe adevăruri biblice, vă invit să vă înscrieți mai jos. De asemenea, faceți clic aici pentru a viziona unul dintre videoclipurile mele preferate. Faceți clic aici în stânga sus pentru a urmări integral această serie. Dumnezeu să vă binecuvinteze!